Bună ziua, dragi cetățeni ai Republicii Moldova! Bună ziua, dragii noștri urmăritori! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a fi astăzi cu noi la ora 15 pentru a afla informații utile ca să faceți concluziile de rigoare referitor la tot ceea ce se întâmplă în politicul din Republica Moldova și pe eșichierul politic din cadrul activității partidelor parlamentare și extraparlamentare în Republica Moldova și totodată față de activitatea instituțiilor de stat din Republica Moldova, pe care dumneavoastră trebuie să știți cum lucrează ele și cum funcționează sistemul în Republica Moldova. Tema conferinței de astăzi este persecutarea președintelui Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, și a membrilor Pace de către Procuratura Generală și oponenții politici. Invit la tribună pe Gheorghe Cafcaliuc, fondatorul Pace și președintele Partidului Acasă Construim Europa. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Tema conferinței de astăzi este persecutarea mea în calitate de lider al Partidului Politic Pace, dar și a membrilor Partidului Politic Pace și a Partidului în sine. Procuratura Generală a devenit o bâtă comodă în mâna politicienilor care astăzi controlează justiția. Bănuielile care mi-au fost astăzi, înaintate de către procurori, le califică ilegale, nefondate și care nu au nimic cu justiția. De ce calific aceste lucruri? Pentru că o să vă arăt un material video în comparație. Un caz care a avut loc, am să rog colegii ca să-mi dea imagine, noi am făcut și un colaj. Un caz care a avut loc în Chișinău și un caz la Sângereni. Acțiunea de protest în cadrul raionului Sângerei și o acțiune de protest în cadrul raionului Sângerei, cei de la Pace au chemat poliția. Și avem o altă acțiune în capitală, unde este o bătaie zdravănă, unde se aplică violența, unde se tulbură liniștea, ordinea publică. Traficul rutier, se aplică arme, se aplică gaz lacrimogen direct în ochi la mai multe persoane. Făptașul nu așteaptă organele de drept să o cheamă poliția, dar fuge, se schivează de la reprezentanții legii și avem duble standarde. Într-un caz care a avut într-un centru raional, unde a avut loc o acțiune de protest, sunt pornite cauze penale, sunt persecutați membrii Partidului Politic Pace și eu în calitate de președinte și, apropo, cercetat pentru două capete de acuzare, fiind aici, la Chișinău, desfășurând activitatea de partid. Și pe de altă parte am văzut persoana agresivă care s-a luptat cu câteva persoane, a perturbat traficul rutier, a aplicat gaz lacrimogen direct în ochi, violență, arme albe și nu se întâmplă nimic. Deci avem o răfuială politică clară a Procuraturii Generale în privința mea personală și a echipei Partidului Politic Pace. Pentru că suntem un partid puternic, în creștere, și suntem incomozi rivalilor și oponenților politici. Țin să menționez că acest caz, inclusiv în urma audierilor pe care le-am desfășurat împreună cu avocații mei și cu procurorii, scoate la iveală corupția mare din Republica Moldova. Acești funcționari corupți, bazându-se pe cumătru, nici nu și-au dat seama cum au încercat, prin zicala, o mână spală pe alta, falsificând o scrisoare de la Ministerul Sănătății, pe care au prezentat-o în cadrul cauzei penale și este indicată în ordonanța de punerea mea sub bănuire, unde se indică că Ministerul Sănătății a dat un document post factum prin care
a decis că tutunarul, cel care este vizat în acțiunea de protest, s-a vaccinat legal. Eu cred că ministrul sănătății și ceilalți funcționari de rang înalt nici nu dau seama în ce daravel au intrat. Înțeleg că au fost rugați. Înțeleg că pe ei au fost făcute presiuni enorme din cauza politicienilor și probabil a organelor de drept. Cum o scrisoare a Ministerului Sănătății, făcută post factum, cu data din urmă, poate înlocui ordinul și lista persoanelor incluse în Planul Național de Imunizare? Se face documente la comanda politicienilor doar să-l salveze pe unul din persoane care este vizat în această acțiune? Cerem Procuraturii Generale 1. Să ridice scrisoarea care a fost prezentată de domnul tutunarul în cadrul cauzei penale, să se autosesizeze, să audieze executorul acestei scrisori, să audieze persoana care a semnat factorul decizie această scrisoare, să facă expertiza calculatorului când și în ce condiții a fost elaborat acest document, să ridice registrele din cancelare cu numărul de ieșire și contrapunerea datelor eliberării acestui document, ordinul 93 cu privire la imunizare și anexa numărul 1, dar și celelalte documente. Considerăm că prin această acțiune, cu mătri corupți de cel mai înalt nivel, au făcut abuz de funcția lor și au încercat cumva să-i salveze pielea unui funcționar corupt. Înțelegem că la indicație și presiune politică. Un alt aspect important care vreau să aud comentarii de la Procurorul General. Admitem că demersurile legale făcute de către Partidul Politic Pace nici până astăzi nu sunt examinate și nu am fost informați despre măsurile luate pe ilegalitățile pe care le-am declarat cu privire la vaccinarea ilegală. Admitem că mai durează investigația și așa mai departe. Și admitem că cineva cu o mână spală pe altul și cu suportul lui cu metru încearcă să-l scoată basma curată pe tutunarul dând această scrisoare cu data din urmă. Dar îl întreb pe Procurorul General, întreb Procuratura Generală și ceilalți care examinează. Ce facem cu demersul public făcut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în una din emisiunile televizate, care a declarat conducătorul statului că în Republica Moldova s-au comis ilegalități și peste 600 de persoane, dacă nu mă așa la memorie, 688 de persoane cu mătri, nănași, persoane care sunt ilegibile, care n-au avut dreptul să se vaccineze, au încălcat legea și dumneavoastră spunea că va sesiza Procuratura Generală în acest sens. Bănuim că prin cei 688 de persoane la care s-a referit președinta Maia Sandu era și tutunarul. Dar, vezi, Doamne, cineva i-a eliberat o scrisoare prin care cumva vrea să-l absolvească de această răspundere. Vreau să punem pe post această imagine video, să o vadă o țară întreagă, cei care n-au văzut-o, și cer scoate la iveală abuzurile campaniei de vaccinare. Într-o intervenție la Jurnal TV, președintele a declarat că 688 de persoane care au primit prima doză de Pfizer fac parte din categoria neamuri, iar 139 sunt angajați la stat, care nu erau eligibili pentru vaccinare la prima etapă a Planului Național de Imunizare. Suntem în procuratura. Eu aștept informații mai detaliate decât cele pe care le-au prezentat. Sunt niște oameni care trebuie să răspundă, pentru că vaccinul ăsta a fost dat pe mâna unui director de spital, unui șef de secție. Avem imaginile video unde președintele țării, care este un luptător cu corupția, declară că cele 688 de persoane care s-au vaccinat ilegal, așa cum afirmă dumneaei, trebuie să răspundă. Fac un apel către Maia Sandu să ia la control și instituția prezidențială, să ia la control lista celor 688 de persoane din demersul pe care l-a făcut către Procurorul General. La ce etapă se află examinarea acestui demers? Câte persoane au fost trase la răspundere
Și dacă scrisoarea eliberată domnul Tutunaru este sau nu un abuz din partea factorilor de decizie din cadrul Ministerului Sănătății, încercând cumva să-l astupe și să scape de răspunderea pe care trebuie să o poarte. Totodată, să solicite Procuraturii Generale investigația acestui caz, contrapunerea acestei scrisori ilegale, falsificate, făcută doar cu scopul de a scăpa pe cineva de răspundere penală și să luptăm cu corupții în Republica Moldova. Este important ca fenomenul cumătruș în nașul Republica Moldova să dispară atunci când este vorba de instituțiile statului, atunci când este vorba de lege, atunci când este vorba de onoarea și demnitatea persoanelor. Vreau să fac o remarcă pentru toți cei care ne privesc, în special pentru instituțiile mass media. Anul trecut, înainte de a prezenta grupul de inițiativă prin crearea partidului politic Pace, care a avut loc la data de 14 iunie 2020, cu trei zile înainte de aceasta, eu am mers la instituția statului și mi-am luat un cazier juridic detailat. Acesta este documentul eliberat pe numele meu, prin care este scris expres că nu a fost cercetat și tras la răspundere penală, nu are antecedente penale. Conștient fiind că odată ce mă bag în politică și voi deveni un politician incomod cuiva, dar și echipa pe care o conduc, cu părere de rău, cei care vor controla justiția îmi pot și vor crea probleme. Îmi pare rău să constat că am avut dreptate la această etapă, dar însuși acest cazier juridic eliberat de instituția statului, care vorbește că toată activitatea mea profesională, dar și toată viața mea, am fost o persoană care am respectat legea, o persoană care am ținut să respect drepturile și libertățile fundamentale ale omului, implicându-mă în politică, mi-au fost create și fabricate cauze penale la comandă. Fac un apel către avocatul poporului, fac un apel către procurorul general și conducerea Procuraturii Generale. Fac un apel către instituțiile internaționale, dar și instituțiile diplomatice acreditate la Chișinău. Să ia act de această situație, să ia act despre bâta politică care se numește Procuratura Generală Republica Moldova și să cheme instituții la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, atât ale mele cât și ale colegilor mei care sunt hărțuiți. Temeiul și ce aici face Procuratura Generală este la indicația politicienilor și nu doar cei din care partid face parte, doar domnul Tutunaru. Au apărut actori politici mai puternici care fac presiuni pe procuratură ca să ne creeze probleme, ca să ne închidă gura să nu mai vorbim despre vaccinile furate, ca să nu mai arătăm funcționarii corupți care își permit să se pună mai presus decât medici, decât profesori, decât bătrâni, decât toată lumea din țara asta. Vreau să le spun lor și tuturor, noi nu vom ceda. Noi vom continua vehement și încrezător lupta prin toate metodele și mijloacele legale care se impun cu funcționarii corupți. Noi vom continua documentarea și acumularea de probe a persoanelor care se pun mai presus de lege și de stat. Și vom iniția aceste demersuri și informații către organele statului. Sperăm să fie luate în considerație, sperăm să fie luată atitudine și atrași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, așa cum cere legea. Totodată cer eliberarea imediată a deținutului politic Tudor Balan și cer ca persoanele care s-au implicat la fabricarea dosarului politic în privința mea și a colegilor mei să fie cercetate și atrase la răspundere. Republica Moldova este un stat de drept. Și indiferent de funcția pe care o are fiecare, dar și opțiunile sale politice, trebuie să fie respectate drepturile și libertățile. Asta cerem. Vă mulțumesc!
vom mai tolera noi corupția în Republica Moldova? Atât timp cât vom spune nu fiecare dintre noi. Fiecare cetățean trebuie să ia atitudine față de oamenii corupți și să-i înlăturăm, încetul cu încetul, din rândurile celor care vor o republică dezvoltată. În continuare, invit la tribună pe Denis Roșca, prim vicepreședintele partidului Acasă Construim Europa. Stimată presă, mulțumesc! Începând cu prima zi a primăverii, cu 1 martie, până în ziua de azi, au decedat peste 1500 de oameni din cauza COVID. În aceeași perioadă, au fost furate peste 700 de doze de vaccin. Nimeni nu ia nicio atitudine, nici în primul caz, nici într-a doilea. Președintele țării face sesizare la procuratură privind furturile de vaccin, nimeni nu ia nicio atitudine. După care, Partidul Pace înaintează procuraturii un demers prin care cere anchetare celor care fură, nu ia nimeni nicio atitudine. După acțiunea Zilionca, cu mediatizare de milioane de vizualizări pe toate canalele, în toate limbile din Republica Moldova, se ia totuși atitudine. Și atitudinea nu se ia față de cei care fură vaccina și pot fi învinuiți de moartea celor care nu au avut-o. Dar se ia atitudine față de cei care au indicat problema. Care este logica? Partea interesantă este că populația s-a divizat. O parte este pentru sancționarea celor care fură vaccine, altă parte, nu le cunoaștem logica, dar îi apără. Deschiderea dosarelor penale față de activistul Partidului Pace și a liderului Partidului Pace deja obligă structurile de forță să ia atitudine și față de cel 700 de furturi de vaccin. Deoarece deschiderea dosarului față de activiștii Pace nu rezolvă problema. Furturile de vaccine sunt documentate, furturile de vaccine rămân o problemă și populația care a luat atitudine deja are așteptări. Dacă Zilionca a atras mult mai mare atenție față de fenomenul furtului de vaccine decât demersurile președinției și a partidelor politice, acesta este un lucru grav pentru Republica Moldova. Atitudinea trebuie să se ia din start. Și dacă să vorbim de însăși conferință de presă și tot ce se întâmplă în țară, ce era să fie dacă elementar tutunarul nu fura vaccinul? Instituțiile statului erau să se ocupe cu lucruri importante, alte instituții ale statului nu erau să fie obligate să falsifice documente ca să-l protejeze pe el. Un furt de vaccină creează probleme pentru toate instituțiile statului, pentru cei care eliberează documente, pentru cei care examinează, pentru cei care anchetează, pentru cei care încearcă să-l protejeze, pentru atâtea instituții mediatice care lucrează. Un furt de vaccine a creat un blocaj în activitate la toate instituțiile statului. Acest lucru nu este normal. Omul, dacă a furat vaccină, el trebuie să răspundă. Și atitudinea instituțiilor statului trebuie să fie una adecvată. Nu să fie protejat un astfel de personaj. Vă mulțumesc! Tineretul din cadrul partidului Acasă Construim Europa zice franc nu corupție în Republica Moldova. Ei declară că nu vor să trăiască într-o țară în care corupții au mai mari privilegii decât oamenii care doresc să trăiască sincer și doresc să investească în dezvoltarea Republicii Moldova. Invit la tribună acum pe președintele organizației republicane de tineret, Denis Sava, care are și un mesaj vizual pentru cetățenii din Republica Moldova și în special pentru tineri. Bună ziua, mulțumesc, prieteni! Mesajul nostru, de fapt, este pentru politicieni și pentru organele de drept, care, de fapt, ar trebui să asigure statul de drept. Jos mâinile de pe pace! Noi, Partidul Acasă Construim Europa, vrem să vă anunțăm că în contextul în care organele care ar trebui să asigure egalitatea în fața legii a tuturor, va rămâne pradă a liderilor politici care sunt murdari și care procedează cu mârșăvie, noi vom fi nevoiți și vom merge cu siguranță la CEDO. Mulțumesc!
O altă voce la fel de puternică din cadrul partidului A ca să construim Europa este Natalia Bodiul, vicepreședintele Organizației Republicane de Tineret. Noi, cei care suntem sângele acestui stat, venim să vă spunem că putem să ținem piept presiunilor politice. Deci, știm ce vrem. Cerem eliberarea colegului nostru, deținutului politic Tudor Balan. Fiecare dintre cei care ne urmăresc acum trebuie să asimileze și să conștientizeze informația pe care astăzi noi o declarăm aici, în această conferință. Invit în continuare să-și spună informația și gândul pe Ana Bogdevici, vicepreședintele Partidului Acasă Construim Europa. Aș vrea să adaug că noi, Partidul Politic Pace, cerem justiție corectă, nu dublelor standarde. O să fac o încheiere și un apropo. Atât de mult s-au chinuit oponenții noștri politici să-mi creeze mie probleme, colegilor noștri. Tot au vehiculat, au mozolit în presă și, în sfârșit, au născut niște dosare penale politice. Eu vreau să atrag atenția tuturor cetățenilor și juriștilor din țara asta. Închipuiți-vă că eu stăteam aici, în birou la Chișinău, și făceam activitatea profesională cu partidul și mi-au pornit două dosare penale. Dar dacă eram cum flăcăul cea la mijlocul capitalei, a dat cu gaz lacrimogen, a bătut cu armă albă, a tulburat liniște ordine publică și mai departe. Nu-mi porneau 8 sau 88 de dosare. Rușine pentru instituția statului care trebuie să respecte legea și trebuie să examineze nu sub lupa dublelor standarde, nu sub lupa indicațiilor politicienilor, dar sub greutatea probelor care sunt. Și înțeleg că nu plac. Înțeleg că Partidul Pace nu place celor care s-au prins cu chiroane în fotoliile din Parlament și nu vor să plece de acolo. Dar noi vă spunem un lucru. Noi o să vă documentăm fiecare acțiune voastră coruptă și ilegală. Războiul declarat vouă funcționarilor corupți și cei care promovați fenomenul cumetorului spălând o mână pe alta, nu veți scăpa de noi. Noi o să documentăm toate acțiunile ilegale. O să le transmitem organelor de drept. Dacă vor fi întreprinse măsuri și veți fi trași la răspundere, vom saluta acest lucru. Dacă nu, așteptați că odată venit la guvernare Partidul Politic Pace, vă va trage la răspundere. Răspunderea va fi totală. Și nu trebuie să vă legați de mesajele politice pe care noi le transmitem sau acțiunile publice pe care le facem. Noi suntem un partid de oameni inteligenți, profesioniști, care am respectat, respectăm și vom respecta legislația. Apel pe care îl facem de fiecare dată către cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumesc!